Listele electorale permanente se întocmesc de către primari pe baza datelor și a informațiilor cuprinse în regimul electoral. Acestea se întocmesc pe localități și cuprind toți cetățenii cu drept de vot care domiciliază în localitatea pentru care ele au fost întocmite, potrivit mențiunilor din actele de identitate emise de statul român. Lista unităților administrativ-teritoriale cu numărul de alegători poate fi consultată și pe site-ul Autorității Electorale Permanente, accesând link-ul 16 noiembrie. De la ultimul tur de scrutin, datele prezentate de autorități cu privire la numărul alegătorilor înscriși pe listele electorale permanente s-au modificat, în sensul că la nivel național sunt cu aproape 3.000 de cetățeni cu drept de vot mai puțin. Diferența aceasta rezultă, potrivit Autorității Electorale Permanente, din faptul că primarii au corelat în cele din urmă informațiile deținute de ei cu cele de la Serviciile de Evidență a Persoanelor, operațiune care nu s-a făcut și la primul tur de scrutin. În cele din urmă, numărul total de cetățeni români cu drept de vot, așteptați astăzi în întreaga țară să-și exprime opțiunea electorală la secțiile de votare de pe raza localității de domiciliu, este de 18.281.326 de alegători.